Toată lumea așteaptă după 15 mai o relaxare a măsurilor restrictive impuse pe perioada pandemiei de coronavirus. Iar autoritățile locale se pregătesc și ele pentru acest lucru. Prezent în emisiunea Focus Hunedoara, difuzată pe 1 TV, primarul Devei Florin Oancea a prezentat câteva dintre acțiunile pe care le-a întreprins municipalitatea pe perioada stării de urgență. Am pregătit documentațiile, proiectele care erau în derulare, licitațiile, am semnat destul de multe contracte de execuție în această perioadă. Am continuat lucrările începute anul trecut și pe care dorim să le finalizăm în această perioadă, pe partea de investiții în infrastructură, rețele de apă, canalizare. Deci se muncește intens și sunt convins că după data de 15 mai, când va înceta starea de urgență și vom intra într-o, să zicem, relaxare sau, dacă vreți, tot ce s-a întâmplat aici cu reducerea și constrângerea drepturilor individuale, care a fost o mare presiune pentru fiecare dintre noi, în momentul în care după 15 mai începe relaxarea, bineînțeles că oamenii vor începe să iasă pe stradă și atunci bucuria mea și obligația mea ca primar și a colegilor din primărie este să vadă un oraș frumos. Cu toate acestea, Florin Oancea consideră că purtarea obligatorie a măștii de protecție este benefică, edilul apreciind comportamentul majorității devenilor din ultimele săptămâni. Da, eu cred că este necesar să purtăm mască, în primul rând pentru protecția noastră, a fiecăruia dintre noi. Trebuie să înțelegem și eu. Mi-am dat seama că în cele aproape 6 săptămâni de când a început pandemia, oamenii în marelor majoritate sunt responsabili, au respectat aceste proceduri de izolare. E drept că au fost și câteva excepții, dar oricum sunt o minoritate, însă va trebui și pe perioada următoare să ne protejăm. Dacă dorim să ne păstrăm sănătatea noastră, a familiilor, a semenilor noștri, a celor cu care interacționăm, trebuie să ne protejăm. E clar că a fost o perioadă dură pentru fiecare, sunt și lecții pe care le-am avut de învățat. Poate că până la această pandemie treceam pe lângă lucruri care erau cu adevărat frumoase, dar nu le observam. Primarul Devei a făcut apel la populație să se protejeze și după data de 15 mai, precizând că în caz contrar situația epidemiologică se poate înrăutăți. Eu sper că această perioadă se va finaliza începând cu 15 mai, nu integral, pentru că relaxarea se va face gradual, dar ne-am dat seama că poate fi și mai rău, că este și mai greu. Și acum e clar că în momentul în care va avea loc această relaxare și nu vor mai fi atât de multe constrângeri, trebuie totuși să ne păstrăm sănătatea fiecare dintre noi și cum ne-o putem păstra cel mai bine dacă ne protejăm fiecare, în primul rând pe noi și pe cei de lângă noi. Starea de urgență va înceta în data de 14 mai și cel mai probabil după această dată va fi instituită o stare de alertă la nivel național, una mai puțin restrictivă.